La doar 14 ani, Aisia Pisecariu s-a calificat în finala probei de 100 de metri spate la mondialele de juniori din Peru. Fălticeneanca a ajuns între cele mai bune 8 sportive ale lumii, cu al patrulea timp, 1 minut, 2 secunde și 59 de sutimi, stabilind totodată și un nou record național al probei. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât Aisia concurează împotriva unor înotătoare cu 2 sau chiar 3 ani mai în vârstă. În finala desfășurată joi dimineață, Aisia Pisecariu s-a clasat pe locul 5 cu timpul de 1 minut, 2 secunde și 58 de sutimi, depășind cu o secundă recordul național stabilit în urmă cu o zi. La campionatele mondiale de natație pentru juniori, care se desfășoară în Peru, la Lima, sportiva pregătită la ACS Nada Florilor Fălticeni, de antrenorii Luis Lăcătuș și Andrei Pinticanu, va mai concura în probele de 50 și 200 metri spate.